Occidentul, nici el nu este foarte omogen. Că totuși una e Franța, alta e Germania, Marea Britanie, nu mai spun că are, face o notă separată, ca dovadă că a și plecat din UE. Sigur, pe un set de valori sunt împreună, pentru că există această umbrelă de securitate în NATO, fără de care cel puțin Europa ar fi vulnerabilă rău. În bătaia vântului. Păi, dura să știți câte lovituri nucleare are Europa acum? Câte de alea? Focoase, câte focoase? Nu, 70. Mai puțin ca Israelul. Că Franța are, că n-are, în afară de Franța n-are nimeni. Repet, spune Europa ca UE, nu Marea Britanie, că ea mai au ceva mai multișor. Dar tot, bă, nu, slăbuți. Deci toată Uniunea asta europeană are vreo 70 de rachete, 80. Am văzut date de oficiali, adică am citit și eu acolo. E o listă. Rusia, bineînțeles, are 6.000, nu știu câte Dumnezeu are. America, tot așa, pe acolo, imediat sub ei, și ăștia alții au câte, că sunt scumpe. Deci războiul ăsta din Ucraina era inevitabil? Păi i-a anunțat de mult. Păi când a ocupat Crimea, nu a fost clar. Ce Dumnezeu? Adică, s-a terminat al doilea război mondial, da? S-a configurat o anumită, un anumit raport de putere, niște teritorii, s-au dat niște teritorii, da? URSS-ul a luat ca halca și a luat niște teritorii. Pe de o parte, a subordonat niște state pe care le-a făcut comuniste și le-a supt cu mijloacele economice normale și i-a obligat să facă pe comuniști ideologie și așa mai departe. Iar alte teritorii și le-au înglobat direct în republicile alea sovietice. Și au dat fiecare, Ucraina fiind o soră preferată, că ei sunt frații, trei frații rușii. Sigur că acum sunt foarte certați doi dintre ei, dar tot o familie sunt, din punct de vedere aici. Belarus, Ucraina și... Sigur că Rusia. Da. Ei sunt trei componente ale Rusiei care așa au funcționat. Sigur că de la un moment încolo ucrainienii au accentuat pe o distanțare până la... Acum e gata, s-a rupt lațul de tot. S-a rupt lațul de iubire complet. Adică și-au redescoperit o anumită identitate, o particularitate, ei sunt altfel, au și niște chestii și religioase pe alocuri, că au niște zone catolice în vestul Ucrainei, care au adâncit această sciziune. Cum e, cumva seamănă un pic cu situația între Serbia și Croația. Știți că limba sârbo-croată, eu am avut un coleg iugoslav în facultate, și știi că profesorul i-a spus, domnule, colegul nostru sârb la care ăla. Croat. Ne scuzați, zic că nu știam exact că e așa supărare mare între ei. Deși ei, practic, vorbesc cam aceeași limbă, adică și-au rădăcini istorice. Dar s-au certat, s-au despărțit rău, au avut războaie între ei cumplite. Și acum Serbia, Serbia, Croația, Croația și la revedere. Bosnia-Herzegovina. Ucraina tot la fel. Și are descoperit o identitate, are un traseu propriu. Sigur, lucru care l-am putea reproșa vecinilor noștri, nu mi-a zis, dacă când s-a destrămat URSS-ul, v-au dat niște cadouri. Că tot Rusia vi le-a dat, că nu le-ați cucerit voi. Pe bune. Că războiul al doilea mondial l-a câștigat Rusia, adică URSS-ul. Sigur că aveau și ei o parte din militari în Armata Roșie. Că îi aveau de peste tot, din Kazahstan, din... Toate republicile sovietice. Dar aveau și o parte de militari care erau cu Germanica. Da? Și cu toate astea, pe bază de frăție și de iubire fraternă, Republica Sovietică Federativă Rusă... Trebuie să dați harta Ucrainei, da? A dat niște teritorii care până în 1940 nu erau în URSS. Erau în Europa, asta la altă. Uh-huh. Da? Deci zona aia învecinată cu Polonia, Crimea de asemenea avea un statut ciudat în URSS, că pentru ei erau anumite destinații, adică erau niște chestiuni cumva de familie ale lor. Sigur că... Deci ce le-au dat pentru cei care ne urmăresc? Bugeacu, adică sudul Basarabiei, da. Nordul Moldovei, pe care noi îl numim acum Nordul Bucovinei, Moldova de Nord, Luțc, vedeți acolo orășelul ăla, Luțc, da. Cam de pe la zona aia, cea mai mare parte era în Polonia, o fâșie la nordul României era în Cehoslovacia, nu avea graniță cu Cehoslovacia, și o bucățică mică la Ungaria, foarte mică. Astea erau pe harta europeană până în 1940, când s-a făcut tratatul Hitler-Stalin și și-au împărțit zonele și-au distrus Polonia, așa a început războiul. Și a luat și
Rușii au luat Basarabia, adică... Nu Basarabia. Moldova era republică sovietică. Sovietică, e adevărat. Dar i-au... A, vorbim acum de regiunile, da. de regiunile care s-au înglobat, da, în Ucraina. La 1711, când Dimitrie Cantemir a făcut tratat cu Petru cel Mare, ăla rău, da? Petru cel Mare a semnat că harta Moldovei este aia cum am avut-o noi ulterior în perioada interbelică. În România Mare. Cu România Mare, da. Așa a semnat Cantemir, cu Petru cel Mare. Ei au pierdut războiul cu turcii, au venit turcii, le-au luat gâtul și în 1812 rușii au rupt lanțul de iubire cu noi și ne-au luat Basarabia. Și cu anumite sincope tot a fost la ei până în ziua de azi. S-a terminat comunismul, a căzut URSS-ul, lucrurile au rămas moștenite de RSS ucraineană, pentru că Ucraina este, de fapt, pe teritoriul RSS ucrainean. Și spuneți că Ucraina ar fi trebuit ce să facă? Doamne, nimeni nu face gesturi de astea frumoase, atunci, generoase. Acum, da, dacă ar fi fost ceva așa frumos, ar fi zis, băi, fraților, uite, voi vecinilor, voi luați asta, noi rămânem cu ce am avut. Dar, mă rog, nu asta contează acum. Ideea e că între ei și ruși sunt foarte multe conflicte vechi, unele bognite, altele foarte fierbinți, care la un moment dat au explodat. În momentul în care Ucraina clar a zis că noi ne orientăm spre, nu spre UE, că dacă era cu UE nu îi deranja, că business în UE făceau rușii foarte bine și până acum o lună. Problema era cu NATO. Eu vrut în 2008 NATO, Germania a spus nu. Știm foarte bine, a fost reuniunea NATO de la București. Între timp se pare că partenerii noștri americani au devenit un pic mai fermi pe altă direcție și nu știu ce gândesc dânsii. Noi nu putem altceva decât să așteptăm să vedem ce decizii se vor lua de către marii aliați. Marian Munteanu, eu sper să nu se ajungă la ceva cumplit, pentru că... Să nu se ajungă la atacuri nucleare și așa mai departe. Păi, dom'le, Rusia... Multă lume spune că Rusia este în stare de orice. Și Marian Munteanu ce spune? După datele pe care ne le oferă istoria și după puținele lucruri pe care le știu și eu din situația actuală, da, eu cred că este în stare de orice. A început al treilea război mondial, Marian Munteanu. Vedeți cât de îndârjiți sunt ucrainenii? Vedeți cum se bat? Că totuși se bat cu unii, nu se bat cu... Georgia, să băiete prietenii. Se bat cu cea mai mare armată a lumii. Se bat cu cea mai mare armată și au voință și se bat. Acum, să știți că ei sunt rude. Ei nu sunt foarte diferiți. Nici ăia nu sunt. Ăia iau, probabil că au o strategie a lor. Habar n-am ce ori avea cu conducătorii strategii Rusiei. Au o gândire. Dar sper că nu-i bănuiește cineva pe ruși că sunt niște mielușei blânzi care brusc o să devină cu mine și o să spună, băi, știți ceva? Hai că am greșit, vă rog să ne iertați. Nu. Deci vor merge până la capăt. Eu cred că Rusia, cel puțin pe configurația actuală, am văzut că poporul, 80% au spus americani. Au susținere pentru intervenție, pentru invazia din Ucraina. Deci să ne ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. A început al treilea război mondial, Marian Munteanu. El a început de atunci. De când? Nu v-am spus. A, de la... A început și acum, vedeți, Rusia... E posibil că la început Rusia să fi fost cumva de acord să se meargă pe o frăție de asta planetară. Planetară, cu peace, like, Facebook, nu știu ce. Dar nu vezi că și în America președintele Donald Trump, domnul i s-a luat microfonul. Deci asta înseamnă că acolo i s-a luat microfonul, acum pe mine, poate să-mi spună oricine. Plus că am văzut și eu, mai urmăresc ce se întâmplă în America. S-a suspendat contul de Twitter și așa mai departe. Păi, tată, acolo cineva a hotărât, președintele n-are voie să vorbească. Nu, prieten, dar cine ești tu? Stai puțin. E un SRL. Că tu hotărăști. Înseamnă că acolo niște forțe care văd lucrurile diferit. Diferit chiar față de președintele... Care era ales de popor, nu? Adică pe bune. Că mi s-a părut că nu e bine ce face el. Bă. Dar lui Biden nu-i suspendă contul de Twitter. Dar de ce lui Biden nu-i suspendă? Probabil pentru că merg în aceeași direcție. Nu politică, bănuiesc eu ceva pe zona de stânga, mai... Bun. Mă rog, treaba dânșilor. Deci, nu judec eu deci a început, ce decid a început al treilea război mondial, da? Rusia, de fapt, dacă ați observat,
că a fost imediat după ce au început sancțiunile. Rusia a spus, așa, pe înțelesul nostru, noi ne luăm jucările și plecăm. Da. Nu ne trebuie nici internetul vostru. Nu ne trebuie nimic. By the way, știți de legea pe care eu au din... Am avut și eu un proiect ăsta. Cu rețeaua intranet internă. Au avut o lege acum 16-17 ani și și-au creat capacitatea de a funcționa izolați de internetul mondial. Deci dacă au închis robinetele, firele, ei au acolo la ei. Deci, noi ne luăm jucările, plecăm. Dacă vă pune naiba să vă luați de noi, avem din alea. De să pregăteau încă de atunci. Nu, clar. Adică, totuși, domne, ori fie ei răi și cruzi, bă, dar proști, nu poți să spui că sunt. Pe bune. Bun, vreau să... Sunt au o experiență militară îndelungată. Ei și-au luat niște măsuri și au știut, păi, o să fie sancțiuni, o să fie asta. Foarte bine. Închidem. Vreau să vă duceți ideea mai departe. Deci, dacă al treilea război mondial a început de atunci, da? Da. Să spunem că s-a pregătit de atunci, da? Și rușii s-au pregătit și așa mai departe. Europenii au fost luați prin surprindere. Europa de ce nu s-a pregătit de al treilea război mondial? Că Europa nu are armată. Cu ce să se ocupe? Vorbim de țări care sunt în Europa și fac parte din NATO. Și ce armată? Nu v-am spus că au 70 de cutiuțe? Bun. De ale... Acest al treilea război mondial despre care vorbiți va începe la propriu cu implicarea NATO, cu implicarea Statelor Unite? Dați seama că toți ne rugăm la Dumnezeu, pentru că vor fi, va fi un prăpăd. Mult. Și așa sunt victime și așa, din păcate, mor mii, mii și mii de oameni. Da, păi să înceapă cu atacul nucleare. Ferească, nu, până la atacurile nucleare e vorba nu de... Merge, nu se poate altfel. Poftim? Nu se poate fără atacul nuclear. Ori se oprește cumva și ajung... Nu vedeți câte eforturi face cancelarul german pentru... Toată lumea spune, domnule, are interese economice cu Rusia. Domnule, că nu-i doar atât. Nu-i doar atât. Au fost niște înțelegeri acolo. Sigur că toți recunoaștem dreptul unei națiuni. Domnule, eu vreau să fiu altfel. E foarte frumos. Dar ce te faci când începe bătălia? Intră Europa în război cu Rusia? Păi Rusia ar fi covârșită pe un război din ăsta convențional. Numerică, primul rând. Păi ce, sunt 100.000 milioane. Presupunând așa într-un coșmar imaginativ că populația Europei s-ar pune la sub arme și ar mășelui spre Rusia să ocupe, să termine o dată cu problema asta ca să nu ne mai chinuim. Europa poate mobiliza milioane de oameni. Are putere industrială să facă tancuri, bănesc că și au resurse pregătite, au depozite și așa mai departe. Păi și atunci rușii ce vei să aștepte? Să-i toace? Ei ori fac ceva să se oprească, ori contraatacă. Și cu ce poate să contraatace? Cu armele cumplite. Și toată dezbaterea este, până la urmă, pe psihologia nu a liderului, că și aici se fac niște chestii de-astea ca în filmele cu nemții. Adică, că Putin tâmpit e, de ăla, domnule, voi chiar credeți că de capul lui e un om singur acolo, care el are un buton și face el... Sunt instituții, sunt mulți oameni, un establishment. Ăia au logica lor.